soția, e bine să avem curaj, dar un curaj asumat și inteligent. Apropo de asta, mergem mai departe acum către următorul nostru vorbitor, cu care eu împărtășesc pofta de sport. Ceea ce mă bucur este că el reușește să ajungă la un număr foarte mare de oameni și să îi îndemne să adopte un stil de viață activ și sănătos, mai exact pe două roți. Vom afla mai multe despre experiența, hai să spunem, gestionării paginii pe Facebook cu bicicleta la mare. Este founder MediaReady.net, o academie de training, și vreau să vă bine un aplauze pe Lucian Mândruță. Bună ziua, nu vă supărați. Am putea fără microfon? Da. Vă deranjează dacă vorbesc fără microfon? Da. Vă deranjează? Nu vă vreau fără microfon în acel. Aș prefera fără microfon, nu se aude. Voi nu, da, okay. Nu se aude. Bine. Da. Îmi place mai mult așa. Eu sunt în general un personaj de nișă. Ascultându-l pe Cristian, am dat like ambasadei României la Stockholm. Și vreau să vă citesc din ultima postare, vă supărați? Nu. E foarte normal. Deci mie nu fac nimic, practic. Așadar, pe fondul adaptării și modernizării activității consulare, care a modificat implicit necesitățile și specificul pregătirii profesionale în domeniu, în luna februarie 2017, să vă uitați, a fost înființată de ICC. Care știu ce e de ICC? Bun, nu știu. Aceștia să vă citesc în continuare. Această direcție are în subordină Unitatea Comunicare și Promovare Proiecte Consulare, UCPPC, și Centrul pentru Instruirea Personalului Consulat, CIPC. Așa cum reiese și din numele serviciilor care o compun, direcția noastră se ocupă de emoticon, nu înțeleg, comunicarea consulară, alt emoticon, promovarea proiectelor consulare în beneficiu cetățenilor români și de treia emoticon, activitatea de instruire a colegilor noștri care urmează să-și desfășoare activitatea în cadrul misiunilor diplomatice. Nu mai am aia aici. Deci, fiți și voi atenți. Fiți pe tren. Ambasada României la Stockholm este ei. Da? Lăsați-i pe ăștia cu zile. Deci, ca să știți ce trebuie să dați like. Are 2000 de like-uri și postarea pe care v-am citit-o de sâmbătă, 2000 de like-uri și de mulți de la doi. Câte like-uri pe care vreți să ai? Păi două, da. Două. Dar știți care este secretul nostru? Ai, noi știți mai bine pentru ce te știi. Ăsta este secretul românesc. Bun. Povestea mea începe în 2007, când prezentam la... de la un... Este cineva care detestă acest post de televiziune? Da. La... Toți, pe la trei. Mă rog, cum rezolvi? Să continui prezentarea mai în rost? Nu mi-au mai rămas banii în cont de la ei de atunci, dar ori și cred. Pot să continui? M-am mai spălat un pic. Am pedalat până... Bun. Deci, în 2007, dacă vă aduceți aminte, evenimentul nostru a început din dorința mea de a nu mai sta la coadă la Vesta Mare. Dacă vă aduceți aminte, înainte de autostradă, erau niște cozi care începeau undeva pe la Cernavodă de 1 mai. Că de 1 mai am început. Începeau pe la Cernavodă și să dai de 5-6 ore la coadă să ajungi la Vama Veche unde mergeam. Și eu am zis, băi, nu mai e. Eu merg cu bicicleta la mare. Foarte inteligent am fost, am anunțat acest eveniment o zi înainte. Eveniment public. O zi înainte, cine am apărut seara de vineri la sau joi, nu mă știu, la observator. Observator mi-a zis, cine vrea să meargă mâine cu mine la mare, dar știu că ai trebuit în parcul ăsta. N-am avut, nu era Facebook pe vremea aia. A doua zi m-a tot intrat în parcul ăsta, nu era om. Cristi. Ce faci, Cristi? Vreau cu tine la mare. Super, hai. Deci, m-am plecat la mare. Colegii mei nu l-au crezut. Domnul Mircea Badea, care știți că eu nu am zis copii, care nu am zis copii, a zis că nu pot să mai urmă cuza mare. Sigur a stat în mașină. Clar, clar. Și la vremea respectivă, prima postare despre chestia asta, când s-a terminat, nefiind social media, a apărut un termen și se referea la fundul meu. Respectiv,
coaie și scoci. Pentru că nu mai puteam după prima zi. Pentru că eu nu făcusem niciodată așa ceva în viața mea. Mergeam cu bicicleta la serviciu, dar 300 de kilometri în două zile nu mai făcusem. Bun. A fost un eveniment extraordinar de ecologic. Deci doi cicliști, jeep-ul meu, Volvo XC90, motor diesel, 5 cilindri, 250 de grame pe centimetru, whatever, cât foarte mult fum, un SNG, pentru că eu făceam din când în când live ca să promovăm sportul. Și o mașină de poliție ca eu să fiu în siguranță. Și doi cicliști. Deci, nu, gândiți-vă, de câte ori începeți un lucru prost, că există un standard în materie de început lucru prost. Eu. Bun. Dăm timpul înainte, suntem în 2000, cât o fi, 2020. Cine a fost cu bicicleta la mare de aici, acum, de vreodată? O persoană. Ok. Ai fost sau te-ai scris anul ăsta? Ah, ok. În general, dacă am, dacă sunt într-o reuniune de hipsteri așa, ca voi, ridică unul mâini. Au fost destul de mulți oameni. În general, putem să luăm cam 500 de oameni odată, pentru că asta este capacitatea din Amara. Amara are niște dormi la Amara, deci drumul are 300 de kilometri, prima zi 150 de kilometri până la Amara și a doua zi de la Amara, Giurgeni, Vadoi, că nu avem voie pe autostradă, deci cu totul 300 de kilometri în două zile. Și toate hotelurile din Amara trebuie să plece toți pensionarii care au venit la Nămol și vin bicicliști, ca să înțelegeți, dar nu sunt de 500 de locuri. În momentul ăsta, as we speak, sunt 850 de înscriși pe site, noi avem doar 350 de locuri, deci practic stă mai bine ca medicină. Deci e mai greu să intri la bicicleta la mare decât la medicină. Înțeleg că s-ar putea să vândă și bilete la suprapreț, nu vreau să aud de povestea asta. Bun, ce am făcut noi? Bine. I-am ascultat pe oameni de fiecare dată când s-a întâmplat evenimentul, am făcut pagina destul de repede, i-am ascultat să vedem ce vor. Evenimentul ăsta a crescut pentru că noi am avut nevoie și pentru că noi am făcut tura împreună cu ei, adică eu n-am stat. Am mers de fiecare dată, a fost cel mai, primii ani a fost cel mai greu lucru din viața mea, din anul respectiv. Și atunci au apărut așa, o mâncare la 40 de kilometri, noi suntem prima propostă, în primul eveniment pentru sportiv cu burta din România. Și nu intenționăm să schimbăm lucrurile. Ok? Deci avem mâncare la 40 de km, apă la 20, autocare. Cine obosește, e autocare în spate. Deci nu vrem să vă depășiți limita. Noi încercăm să ducem amatori, chiar virgini în domeniul ăsta, să facă tură. Avem, acum avem tot echipaj de poliție cu mașină de poliție, dar avem și motocicliști și mai avem, îl vedeți pe Daniel acolo, polițiști pe bicicletă. Noi l-am făcut uniformele alea ca în Los Angeles. Ei merg pe marginea drumului și îi împing pe bicicliști dreapta. Ține dreapta, ține dreapta, că oamenii stau cum e la tura asta, se merge cu 20 la oră, ce credeți că se întâmplă? Noi avem ca 25% fete. În jurul unei fete se formează, ca în jurul unui nucleu atomic, se adună electronii. Înțelegeți? Și electronii gravitează în jurul fetei. Doi în spate care pedalează mai greu și se uită la fundul ei ca să, mă scuzați, ca să crească energia și restul care încearcă să țină de vorbă că poate iese ceva. Unul dintre ei e prietenul ei. N-are ce să facă. Bun. Avem oricum 2 km de coloană de cicliști de manageria timp de două zile. Ca atare am dezvoltat tot felul de aptitudini. De exemplu, mâncare. Dar noi se mănâncă mult. Eu aici, între altele, vreau să spun o vorbă bună și pentru cei de la Caroli, care au cârnați. Suntem singurul eveniment sportiv cu cârnați. Jur. Și știți cum am ajuns cu la cârnați? Deci la noi nu s-a întâmplat că au venit brandurile la noi ca să ne dea ceva. De exemplu, iaurtul a ajuns la noi pentru că noi mergeam la antrenamente prin, pe la țară și când aveam nevoie de ceva să avem și noi în stomac, luam chipsuri și iaurt. Nu exista ceva la magazinele de țară. Și așa ne-am dus după aia la iaurt și ne-am zis, dați-mi și noi niște iaurt, că suntem vreo 500 de oameni care avem nevoie, ne trebuie cam un camion. Și au fost vesele oameni. Ne-au dat. La fel și cu cârnați. Într-o zi, Kaufland ne-a dat niște cârnați, într-un an. Și s-au mâncat în prima tură, deci în primul stop la Fundeni s-au terminat cârnați. Ăștia, snacks, la Agri Snacks. Anul următor ne-am dus la Carol și ne-am dat, dați-mi și nouă, vă rog frumos, niște cârnați.
mă face și publicitate. Cam așa funcționează angajamentul nostru cu brandurile. Ce ne dorim la tură, ce ne spun oamenii pe Facebook că le trebuie, le aducem. Și credeți că umblăm să le aducem anul ăsta? Hai să facem ce să cineva. Ha? Nu cânați? Nu? Nu. E foarte, foarte, nu o să ghiciți niciodată, nu. Nu-i de mâncare, dar are legătură cu asta. Nu bureți? Acum avem pantaloni cu bureței, problema nu erau. Sau nu erau în România. Nu. Anul ăsta le aducem WC-ul portabil pentru fete. Pentru că băieții se pot duce în pădure. Dar fetele, nu. Deci ne mai dăm și glucide, lactate, proteine. E nevoie de 6.000 de calorii pe zi, apropo, la o tură ca asta. 12.000 de calorii pentru un amator, fiindcă el altfel nu poate. Cea mai mare parte sunt carbohidrați, dar și proteine ajută și mai ajută toată și grăsimile pentru că pe 1 mai încă e frig. Și să mai ia asta. Deci, pe partea de ce vă interesează pe voi aici, noi suntem farsa. Adică site-ul ai făcut de mine în WordPress, acum câțiva ani. Nu arată cine știe ce, cu bicicleta de parte .com. Pagina de Facebook, 12.000 de followers și toți sunt cicliști. Nici nu există pe pagina asta din vărsați de la mine din pagina mea de Facebook. Eu am și o pagină de Facebook, cea mândruță, care e de obicei o pagină de jurnalism. Nu există corespondență între ele. Oamenii care să dau, dacă pun pe pagina mea de jurnalist o chemare la o tură de ciclism, nu vine nimeni. Și acolo pe pagina mea sunt 200.000 de oameni. Dacă pun aici, vin 200. Asta înțelegeți nivelul de angajament foarte targetat, foarte nișat. Noi suntem, eu sunt cu Mircea, amândoi avem alt job, așa că sunt săptămâni care nu scriem nimic. Pur și simplu. Răspundem la două zile la mesaje. Și totuși când anunțăm câte ceva important, riciu e cam de două ori cu riciu pagini. Adică la turile, de exemplu, de anul ăsta, când l-am anunțat, avem 20.000 de oameni reached, 4.000 de angajamente și avem cam 1.500 de înscriși la celălalt de ture, fiindcă avem 5 ture. În fiecare an mai inventăm câte unele. Anul ăsta, de exemplu, facem o tură, facem transport Bereșan și Transalpina într-un singur weekend, cu transport cu autocarul între, pentru oamenii cu adevărat nebuni, sau care au prea multă energie, facem și la Passau, mergem și la Tasos, mai facem și Transilvania și oamenii se înscriu acolo. Atât am cheltuit anul ăsta, 10 euro. Ca să obținem 1.500 de înscriși pe pagina de 12.000 de cetățeni. Repede să trec pentru asta, peste asta vreau să vă explic care sunt, de ce sunt oamenii atenți la noi pe pagina. Pentru că e un eveniment iconic între cicliștii amatori din București, trebuie să fi fost... Uite aici un comentariu. Liliana, am pus o poză, been there, done that. Între cicliștii din București trebuie să fi fost odată la prima evadare, la XDC și cu bicicleta la mare. Deci astea sunt, este Mecca, Ierusalim și încă un alt pelerinaj. Trebuie să fi fost la asta. Deci oamenii trebuie să poată spune că am fost și eu cu bicicleta la mare, am făcut randonneur și am fost la mare la prima evadare. Deci, nu e de vânzare tura noastră. Asta e un alt principiu. Adică, dacă eu nu pot să merg, tura nu se face. Este tura mea la care invit oamenii. Adică, oamenii au dreptul să vină și să... Cu drag, n-aș vrea să pedalez singur. Cel mai vârstă om de aici, deci nu suntem pe hipsterial, nu suntem pe young, nu suntem pe 16 ani, nici nu ai voie până la 18 ani dacă... Deși au venit și copii cu părinți. Nea Marina are 81 de ani, fibrilație atrială. Și de când a fost diagnosticat cu fibrilație atrială, nu mai poate să mai facă chiar 25.000 de kilometri pe an, are 2 la 10. Deci... Ce este special la tura asta este că eu o fac fiindcă îmi place mie. Nu e un alt motiv. Nu iau bani din chestia asta, nu mă aleg cu profit. Am selectat publicul. De exemplu, i-am descurajat pe sportivii foarte buni, ăștia profesioniști care se duc la cluburi, i-am descurajat să mai vină. De ce? Pentru că erau plicticoși. Dar ce vorbi cu ei. Înțelegeți? Ei vreau să tragă doar, nu se uită la nimic. Noi începem să creăm o atmosferă de camaraderie, de, știți, de... E ca un fel de Woodstock, așa, pe bicicletă. Oamenii trebuie să poată vorbi între ei.
Ăia se duceau, ajungeau la ora 4 după amiaza, noi erau, erau pe la, nu știu, Lăhliu și ei terminaseră deja prima zi. Am ajuns! Și nu despre asta e vorba, noi mergem în coloană. Deci, practic, am selectat oameni capabili să accepte că asta nu este o competiție, noi nu organizăm competiții, sunt doar ture. De asemenea, ne-am pedepsit publicul. A fost un an, tura asta are, are bilet, adică cumperi bilet. Biletul este de obicei subvenționat. De la bun început a fost, adică am luat bani de la sponsor ca să putem să facem cât mai ieftin. Într-un an am afișat prețul care era, nu știu, cu 20 sau 30 de lei mai mult decât anul precedent. Și a fost un domn care pe pagina a intrat, un troll, dar cred că era ciclist, care a zis, sunteți niște nenorociți, vreți să profitați de pe urma acestui eveniment, faceți bani. Nu vreau să merg la tura asta. Și am zis, ok, e o problemă, aș vrea să organizez tu tura anul ăsta. Omul, nu organizez, organizez voi, dar sunt și niște hoți. Bine, ok, atunci nu se mai face. Anul acela, prea acum 6 sau 7 ani, ne-am pedepsit publicul pentru această ieșire a unuia dintre ei, ne mai organizăm tura. Deloc. Ca să arătăm oamenilor că this is something different. Nu tratăm trolii cu bloc. Îi tratăm, îi pedepsim prin propriul celorlalți. De atunci n-am mai plătit din niște. Deci, acum este și o tură care nu fotmanie. Adică ce e interesant la ea este că evenimentul fizic este cu adevărat bun. Pentru că ai safety, pentru că ai o camaraderie cu oameni interesanți și pentru că vin unii după tine care te ajută în caz că nu mai poți să te duci în autobuz. Și de asemenea e și ieftină, adică noi subvenționăm cam 200 de lei în fiecare an. Și eu trebuie să mă duc pe, cu pălărie în mână pe la branduri ca să strâng banii ăștia. Bun. Câteva lucruri, mai facem și lucruri offline. De exemplu, avem sfatul cicliștilor, care ne întâlnim așa cum cu voi aici, și stabilim turele pentru la anul. Practic e input de la ei. Nu facem nicio tură fără ca eu să particip la biciclete. Deci oamenii știu că dacă e vreo tură, pot să mă găsească între ceilalți și să mă întrebe lucruri de organizare, dacă vor apă, dacă vor să urce în autocar, unde e salvarea și mai departe. De fapt, la tura noastră cu comunicarea se ocupă oamenii care participă la ea. Pentru că, de exemplu, la o urcare din asta grea, oamenii intru și scriu și dau like și pun poveste despre experiența lor. Practic, eu sunt aici prin efracție la un eveniment de social media. Pentru că nu merit să fiu. Noi nu avem un eveniment de social media. Noi avem un eveniment din viața reală care folosește social media ca să se reproducă tot așa cum un virus, folosește celulele ca să infecteze populația sănătoasă. Aia o targetăm și noi, apropo. Sănătoasă. Drept pentru care vă mulțumesc pentru atenție. Și o secundă să dacă avem și întrebări, că văd deja o mărăie. Ca să luăm timp pe tine. Bine? Salut, Lucian, Bogdan mă numesc. O întrebare pentru că eu am fost la o astfel de cursă, dar în primul an după ce te-ai despărțit de colegii de la Pro. Și am renunțat și eu a doua zi. Ai fost cu ei sau cu mine? Cu ei, pentru că am intrat într-un grup de prieteni și ei știu. Cineva a încercat să-mi fure cursa, apropo. Da, așa. A fost primul meu an, deci numai că de-a de vreo 8 ani de zile. Și am renunțat a doua zi la fel din cauza că mai putea stau jos. Și acum ei nu mai fac, încât de știu. Nu. Ai spus la început că e un fel de pasiune. Da, ei nu mai fac pentru că nu o iubeau și ceea ce făceam acum să vedea că nu e cursul. Corect. Dacă este pasiune și vrei să aduci omul de rând, de ce nu cântești la o scară mai mare? Eu acum aș vrea să merg pe cei ce știu că nu mai sunt locuri. Da. Cum fac să merg? De ce nu te duci, nu știu, cu alte publicații, să faci la un nivel mai mare, să atragi sponsor? Ești un om de presă, sigur poți să atragi mai multe hoteluri, să găsești altă locație. Știu că la Dunăre, acolo se traversează, am fost. Nu mai facem pe acolo, pe o face pe la Georgen, dar mă rog. E bună întrebarea ta, de ce nu o facem mai mare? Eu prefer să merg acum, da? Cum? Da. Dacă mai cum, dacă nu. Noi facem, soluția noastră de înscriere este preînscrieri, după care cei care s-au preînscris primesc un link de plată și cine plătește, de obicei se plătește cam până la ora 4, în acea zi, deci cam ca la Black Friday, se termină biletele până la 4 în ziua respectivă.
șansele sunt, dacă ești foarte rapid, să plătești până la prânz în ziua aceea. Deci pot veni că să te mai înscrii și după aceea să primești link. Dar nu putem să o facem mai mare. Dacă vreți, povestesc în privat. Sunt câteva motive pentru care nu vrem să o facem mai mare. Nu mai este safe. Deci coloana de cicliști de 2 km în momentul ăsta. Așa cum e ea acum. E destul de greu de depășit de mașini. Nu vreau să ne urască cu șoferi. 2. De ce aș face mai mare? E tura mea. Mie mi-ajung 500 de oameni. Înțelegi ce vreau să zic? Da, la fel de francez, adică... Pentru ei e plăcut 500, dacă aș mări eu, poate că n-am mai fi la atât de simpatic. Mai însă un alt motiv foarte important. Tura asta are sâmbătă seara o petrecere în hotelul de la Amara, cel mai mare. Acolo cap 500 de oameni. E cu tombolă, e cu bancă, premier, ce mai simpatici cicliști, ce mai, nu știu, frumos îmbrăcați. E o comunitate. Nu vreau să stric comunitatea asta, mie mi-ajunge atât cât e. Înțelegi? Îmi pare rău că nu poți să vii, nu e cu copil. Mulțumesc! Pentru asta mulțumim frumos, Lucian Mândruță, și o propunță și aplaudă pe Lucian.